Ceau și bine v-am găsit la un nou tutorial din seria despre Python. Să trecem direct la treabă. Astăzi o să vorbim despre numere aleatoare și despre dată. Numerele aleatoare în Python se generează cu funcția random, dar ele sunt pseudo-aleatoare și o să vă explic imediat de ce. Prima oară să generăm un număr aleator. Pentru asta o să avem nevoie de package random. O să scriem import random și asta o să ne permită să folosim toate funcțiile implementate în biblioteca asta. Să zicem că avem o variabilă x și ia valoarea unui număr random. Așa se declară. Asta o să ne returneze un număr pseudo-aleator între 0 și 1. Dacă afișăm pe x, x mic, 077, 7, dacă rulăm iar, iar 077, de aici aveam să ajung, 0,29 0,155 Bun, ideea care e, de ce sunt pseudo-aleatoare? Funcția asta are adică funcționalitatea asta are o funcție seed și asta determină de fapt cum o să se aleagă numerele random. Deci seed-ul ăsta dacă e tot timpul la fel, se vor genera aceleași nume, numere. Pentru că cumva sunt niște șiruri de numere care par random, deci de fiecare dată când apelăm cu același seed, se afișează la fel. Cum ziceam, sunt niște șiruri random și seed-ul ăsta să zicem că va alege care șir se va afișa. Și de-aia am zis că sunt pseudo-random, fiindcă nu sunt chiar, deci nu sunt chiar la întâmplare. Bun, să vedem cum, să, cum, putem rezolva problema asta, dar prima oară să învățăm un pic despre timp și despre timpul în Python. Pentru asta o să folosim biblioteca DateTime. Și în cazul ăsta, DateTime, ăsta e un package, cum este VNV, și când îi dăm import DateTime, o să fie fișierul. Și să vedem timp, ia valoarea DateTime.now. Și dacă afișăm timp, o să afișeze ora curentă. Deci, data și ora și secunde, microsecunde. Bun, afișarea asta noi o putem customiza cu următoarea funcție: timp.satrrrrrf time, și aici primește un argument, modul în care vrem să ni se afișeze timpul sau formatul în care vrem să se afișeze, eu o să vă arăt câteva, de exemplu, oră și secunde. Dacă afișăm, să fie, opa, A, cu diez. Dacă afișăm, deci e ora 13 și erau 5 secunde, acum am 8, deci să zicem că e ok. Cred că asta e minute, dar sper să nu greșesc să fie cumva luna. Da, minute. Și tot așa sunt diferite formate din astea pentru date, cred că este unul, nu le știu nici exact pe toate, Între trebuie să le știți nici voi, Asta e de la date, când aveți nevoie căutați pe internet. Dar mai avem și funcția .microsecond, deci asta o să afișeze data și microsecundele, deci la câta microsecundă suntem acum, dacă tot rulăm. 5 și ceva 4 și ceva mai trecut o secundă în fine și noi ca să obținem numere relativ aleatoare sau mai aleatoare de fiecare dată când o să generăm numere random ar fi bine să inițializăm seed-ul cu microsecundele, asta e o tehnică care am găsit-o eu funcționează destul de bine și e... Sper că sunteți de acord cu ea. Uh, opa, să o să afișăm pe X. Eu zic că în majoritatea cazurilor e destul de bună. Sunt altele și mai bune, dar bineînțeles un pic mai complicate. Bun, și acum, având în vedere că numărul e între 0 și 1, noi bineînțeles că putem să-l facem ori 10 și să zicem int. Deci de aici îl putem modifica și să facem un număr. Uh, deci un număr random în intervalul nostru, să zicem, dacă am vrea de la uh, hai să facem ceva un pic mai complicat, de la hai prima oară de la 0 la 100, deci ar fi așa, mulți cu 100. Și dacă am vrea de la 20 la 40, am face în felul următor. Deci se vor genera 20 de numere, deci o să folosim restul împărțirii la 20. Hai de la 30 la 50 ca să nu vă încurcați. Deci să generăm numere random între 30 și 50. Deci mod 20 înseamnă că toate numerele pe care le obținem o să fie de la 0 la 19. Și atunci dacă adunăm 21, după calculele mele, o să fie între intervalul ăsta 30 și 50. Și hai să verificăm. 36, 32, 23, opa, ceva nu bine. A, ah, 31 30 nu trebuie anunat, deci calculele mele nu au fost chiar exacte. Dar sper că ați înțeles ideea și că nu v-am indus prea tare în eroare. Cam atât pentru episodul de azi. Dacă aveți întrebări și n-ați înțeles ceva, n-am explicat bine, vă rog să-mi scrieți în comentarii și eu vă explic cu plăcere. Cam ne apropiem de finalul seriei despre basicurile despre Python și o să începem o nouă serie cu programare orientat obiect, dar vreau în prima oară să cunoașteți cam sintaxa, ce funcție are și cum se lucrează cu Python. Dați un like la acest video, să zicem dacă sunteți curioși de noua serie. Vă aștept în episodul următor. Ciao.